să și într-un loc care e și frumos, toată lumea și designerii și editorii spun același lucru, că am ieșit din pariul de trezire și am fost într-un loc care arată atât de ca original, da? Și încercăm să demarăm seria de lansări în acest spațiu minunat și cu două romane pe care se leagă de niște autori deja cunoscuți publicului românesc. Este vorba de Francesc Pirales, un autor catalan, deja publicat în colecția Raful de Nisei, întâi un roman semnat în colaborare cu Care Santos, altă autoare catalană de succes, apoi cu romanul Iubire cu Iubi. Romanul al cărui continuare este practic data pe care o lansăm astăzi, Wabi-Sabi, cu aducerea reputatei spaniste, Tudor Așandru de Părinți. Celălalt roman despre care vă va vorbi doamna profesor Smarandă Elian, profesor de literatură și civilizație internă la Universitate de Comunitate din București, este Sera de Sera Dân, numele familiei se numește, și este oarecum o continuare a Veselului Sânge și Splendoare, de asemenea, carte dedicată familiei Borgia de către această mare autoare de roman istoric, care este Sera Dân. Voi da cuvântul lui domnului Tudor Așandru, traducătoarea lui Francesc Pirales, pentru a ne vorbi despre romanul lui Pirales, Wabi-Sabi.